Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Vă mulțumim că și în această seară ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi și așa cum v-am obișnuit de ea, și în această seară avem o emisiune specială, un subiect interesant și de asemenea doi invitați deosebiți pe care vreau să vă prezint și dați în voi să spun un bun venit lui Timotei Dinică, redactor șef la Tribuna Românească bineînțeles lui Bogdan Iosifarul, directorul media de la Cireșari din Beiuș. Și nu numai din Beiuș. Bine ați venit, domnilor! Bine te-am găsit, Cătălin! Bine te-am găsit! Oameni buni, <coughs> suntem prieteni, suntem oameni ai mass media, așa că atunci când ne întâlnim față în față și nu numai față în față, cred că discutăm despre mass media. Și despre impactul pe care fenomenul acesta îl are în viețile noastre și în special al... Vorbim de mass media în general, dar în seara aceasta aș vrea să abordăm în spațiul creștin, evanghelic și nu numai. Da? În spațiul în spațiu acesta uh, uh, religios uh, pe care împreună îl ocupăm așa și noi evanghelicii uh, din România și din diaspora. Sunt multe provocări în spațiul acesta și, în special, media, mass media se spune că este a patra putere în stat și vedem din ce în ce mai mult că această putere își exercită, să spunem, forța, inclusiv în spațiul creștinesc, în spațiul uh, 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 evanghelic, în mod special odată cu explozia fluxului de informații pe, la care avem acces foarte repede, și apoi și din entuziasmul nostru pe care îl avem noi de a da mai departe ceea ce primim din stânga și din dreapta. Deci, practic, informația se propagă și cu ocazia aceasta și informația, care da, este o putere în sine, se duce mai departe. Așa că, astăzi vom discuta împreună, vom încerca să facem așa o analiză la rece. Încercăm și ca oameni din media, dar și oameni care suntem la rândul nostru un consumator de media, da. Să ne uităm puțin și la presa scrisă și mă refer la presa online, dar și la ceea ce înseamnă uh, video, audio, dar tot ce înseamnă în spațiul acesta. Așa că haideți să vedem o luăm așa, pe rând vorbiți, cum credeți voi, uh, cum nu într-o ordine anume, așa cum considerați. Hai să definim puțin. Uh, Mass media și poate chiar mass media creștină, așa cum se pretinde ea că ar fi. Cum vedeți voi? Tu primul ești mai. Mai la stânga. Mai la stânga. Așa cum spuneai la început, mass media este considerată o putere în stat, a patra putere în stat. De ce? Pentru că vine iarăși cu o autoritate. Dar ultimii ani ne-au ne arătat că, de fapt, mass media poate să schimbe guverne sau poate să schimbe o idee, poate să genereze o revoluție, poate să genereze foarte multe lucruri. Până la urmă, mass media este un element de care avem nevoie. Avem nevoie să fim informați, avem nevoie să transmitem informații oficiale sau instituționale sau de mai multe feluri. Uh, mass media este, cum să zic, un element care e vital până la urmă unei societăți normale. Prin ea putem să aflăm lucruri, prin ea putem să ne dezvoltăm, prin ea putem să uh, căpătăm mai multe valențe. Este până la urmă elementul care ne unește ca oameni, ideea că avem nevoie să știm unii despre alții. Avem nevoie să cunoaștem lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Avem nevoie să descoperim lucruri care sunt în jurul nostru. Iar mass media asta face. Ia informația dintr-o parte, o duce în altă parte, creează un context, îl transmite local, global. Până la urmă, este un element care ne unește. Cred că e, să zic așa, o definiție mai neoficială. Și mai generic, Mai și generoasă, mai și generoasă o, da. Bogdan, tu cum o vezi? E un. E un... Necesar sau o opțiune pe care o avem la dispoziție? Să definim, cred că e o să ne ia mai mult de o emisiune de, doar de definit. Desigur de e o temă foarte complexă, dar clar avem nevoie de mass media, avem nevoie de informații, avem nevoie de să aflăm lucruri și într-adevăr este elementul care ne unește astăzi în societate. Cum facem mass media asta? Rămâne de discutat. E altă, e altă discuție, da? Asta, asta încercăm să da. aflăm. Și vreau să vă, o întrebare de bază pe care o avem, avorim acum la general de mass media, uh, și, media și în mod special uh, mass media creștină. Ai vorbit foarte mult despre informații. Într-adevăr, trăim într-o lume în care avem nevoie de informații. Nu ne putem trăi izolat. Și creștinii sunt chemați să trăiască izolat, să fim sare și lumină, da? Dar, totuși, uh, când vorbim despre nevoia noastră, deci vorbim în calitate de consumator, da, de uh, cei care folosesc informația. Uh, credeți că este suficient doar să fim informați despre ceva că se întâmplă, ca o informație seacă, sau și să ai atașat sau inclus o interpretare? Pentru că informația și interpretarea informației. De obicei spunem afară plouă. După care zic afară, plouă și, din păcate, plouă atât de tare încât va distruge, știi, o. Uh, nu știu ce, plantația de, de legume, pentru că plouă cu piatră. Deja i-am dat o interpretare. Deci, uh, și aici avem noi nevoie. Ceea ce se întâmplă astăzi în media este că uh, și știrile, inclusiv știrile, nu oferă numai informația în sine, ci și dă o interpretare după cum o vrea producătorul știrii sau cel care o, care o da. publică. Cum vedeți asta? De la doar a informa și a da și mai departe o tentă care la un moment dat care se poate chiar numi, știți voi, manipulare. Hai da? că o să răspund eu acum. Ne uităm un pic de la, hai să zicem, de la ultimii 30 de ani după Revoluție. Exact. Atunci a lipsit elementul internet, elementul online. -ul. Informația circula fie pe la TV, fie pe la radio. Și circula greu. Vedeai pe tovarășul că se duce cu spice de greu, totul e frumos rea. Dacă se la țară, te uite la televizor, bă, așa o fi. Dincolo de satul meu, în partea cealaltă, așa o fi. Ușor, ușor, partea asta de media, de mass media, s-a complicat. În ce în ce mai mult. Toată cu apariția online-ului. Unde știrile au început să circule cât, cât, mai repede. În, de exemplu, în teoria veche a jurnalistului, presupunea ca orice articol scris sau dat pe radio, pe TV, să fie trecut prin filtrul tău. Adică să, să bat unii stradă, te duci acolo, eventual lasă să da un punct să vezi cum e. Și prin prisma asta raportezi. Pentru că nu avea nimeni, n avea, n -avea treia parte care să valideze informația care trimiteai tu. Acum, cel puțin de la COVID încoace, avem o grămadă de informații nefiltrate. <coughs> neverificate de nimeni. Nefiltrate și neverificate de nimeni. Cum știm care e cea bună, mai e dificil de făcut lucrul ăsta. Deci suntem invadați de un aflux de informații care în mare parte este gunoi. De exemplu, în domeniul nostru tehnic, dacă îmi iau un telefon și vreau să văd o anumită funcție, dar mai avansată, și dau un search pe Google, o să văd 6-7 pagini cu specialiști de desfăcut cutia de la telefon. Înțelegi? Asta e un gunoi. N -am, nu e nimic, nu e nicio valoare adăugată, efectiv, procesului Siri. Desface o cutie de un carton. Deci, bătălia se va da în mass media astăzi este un aspect foarte complicat. Foarte complicat și foarte complex în sine, în elementele sale, în, cu totul. Deci, practic, pe lângă informație, dându-i și o intentă de interpretare, îi duci omului ceea ce vrei tu să-i induci. Nu-i spui doar informația? E, da. și de ce? Pentru că vreau să aducem asta în lumea creștină. Aici, până la urmă, ajungem. Timotei, tu cum vezi asta? Acum, și ca consumator, dar și creator de conținut. Pentru că știu că și tu scrii, și în special în presa scrisă, contează foarte multe lucruri, și inclusiv, noi spunem câteodată, ilustrații, dar sunt multe chestii pe care le dai și o interpretare conform credinței tale sau concepției tale despre lume și viață. Experiențe personale. Da, experiențe personale. Adică, oarecum îl duci pe om tot acolo unde ai vrea tu să ajungă. Ce ce lipsește în toată ecuația asta cu livrarea informației și primirea informației, cred că este de fapt capacitatea fiecăruia dintre noi de a asimila informația. Și eu dacă sunt preocupat de să aflu, de exemplu, despre telefoane da? și mă preocupă lucrul ăsta, o să caut ceva care chiar mă ajută. Încerc, dar asta este, ține de disciplină cumva. Încerc să sar cele 50 de pagini de cum se deschis cutia de unboxing, da? Da. despre asta vorbim. Da. Și încerc să mă duc să văd elementul care mă interesează. Ceea ce cred că ne lipsește nou în ziua de astăzi, ca oameni care consumăm informație, este să ne dăm seama, să ne disciplinăm ce ne ajută informația respectivă sau cum ar trebui să ne ajute. Despre ce e vorba? Să căutăm să înțelegem dacă este o știre reală sau o știre falsă, fake news. Ce spun alții despre lucrul ăsta? Deci, înainte de a asimila informația, trebuie să ne dăm seama ce fel de consumator suntem. Dacă ne interesează chestiile banale, de cancan, -can, de cum se desfacem cutia telefonului, că produce niște senzații, da? ESM, <laughs> că vorbim despre, despre asta e vorba sau că vrem să aflăm despre ce e vorba exact cu telefonul respectiv. Deci, problema importantă pe care și cei care ne urmăresc ar trebui să o înțeleagă, să ne dăm seama ce fel de consumatori suntem, cu ce ne preocupăm până la urmă, cu ce ne îndelenicim, cu lucrurile mărunte sau cu lucrurile care contează, de fapt. Și de aici cred că putem să mergem mai departe și să ajungem la tehnicalitățile informației. Ca să revin repede la, la ceea ce ai spus-o, evident, cel care creează conținut, e foarte important, cel care creează conținut o să-i dea o tentă personală, prin prisma experienței de viață, prin prisma crezului lui, prin prisma informațiilor pe care a reușit să le adune dintr-un research, dar, iarăși, un consumator de informație va lua informația pe care eu o eu, eu dau, dar o va trece prin filtrul propriu. Nu se va opri aici. Un om care ia doar o impresie de la celălalt și nu o trece prin filtrul propriu sau prin filtrul altora, e Leneș. Leneș intelectual. Sau cum să-l numim. Deci, e foarte important să ne dăm seama ce fel de consumator suntem și, poate, mai bine spus, să avem pretenții mai mari de la noi atunci când primim informații. e. Apropo de, de cărnicie și de de starea aceasta de lene. De multe ori cred că vi s-a întâmplat și voi să primiți sugestii de articole sau linkuri pe WhatsApp sau știu eu pe social media în care vi se spune că ar sau vi se dă share la ceva. Iar cel care v-a trimis ori n-a citit sau ori nu știe despre ce e vorba se vede că adică, practic iar conținutul respectiv, într-adevăr, să fie o chestie care nu, nu e deloc de calitate. Deci, în primul rând, chestii false sau, știu eu, chestii care sunt la limita realității. Și prin prisma aceasta, știți cum e, de a ne face bine unul altora și zic asta cu ghilimele de rigoare, multe din aceste mesaje, fie că sunt scrise, fie că sunt în format video, circulă și unii o iau de bună doar pentru faptul că este într-un format. Acum, vreau să vorbim asta și să dezvoltăm. Mi-am rămas cu un stigmat de la Revoluție în în care totul s-a dat pe televizor și din momentul acela televiziunea și-a creat un, o să spunem așa, un nas un în mânecă, care spune că am văzut eu la televizor sau am văzut că a zis fratele cutare. Acum o trecem puțin și în domnul da. nostru. Pentru că fratele cutare, care poate să fie un predicator, să aibă, nu știu, 10 mesaje bune, dar la un moment dat pe, tem, pe o anumită temă, și aici avem o altă boală în care noi ne pricepem la toate subiectele, să nu aibă nicio legătură cu realitatea, adică să abereze. Hai să o spunem pe de dată. Dar pentru faptul că el a avut, nu știu câte, două, trei mesaje bune pe o altă temă și a creat o veridicitate, o, și a creat un cred, o credibilitate în fața unor oameni și a dă orice. Și o minciună, dacă spune, cu siguranță va fi crezută. Cum vedeți voi aici? Că oamenii nu verifică. Lenea e. Ele... cu mare. Eu o să fiu un pic mai. Te rog. Mai, mai, rec, mai, cum să zic, mai acid la. Te rog, a te rog. Acuma. Atunci când primim astfel de știri sau când vedem baliverne la televizor, există. Trebuie să ne întrebăm de ce. De ce îmi văd la televizor niște aberații? Care nici nu sunt reale de multe ori, da? Sunt umflate sau așa? Bun. Care e motivația? Am lucrat mulți ani într-un trus de presă mare. Nu am fost implicat, n am fost redactor sau așa, dar am fost în partea de spate. Răspunsul este simplu. Profitul. Exact. La televiziune se, citești, se traduce în audiență, la presa scrisă la fel, în audiență, cât vizitatori am pe site, câte like-uri am, câte, da? Deci profitul de sub orice altă formă, că sponsorizarea, că e profitul. Și atunci, eu ca televiziune, eu ca chestie de presă, Trebuie să trăiesc. Și atunci trebuie să fac profit din știrile, din ce spun. Eu, ca fratele din biserică, sora din biserică, dă bine să mai zic și mie cineva, Uite ce știre importantă mi-a dat sora. Uh -huh. Fără să vă validez eu, că mai nou, toată documentația, în general, marea masă a oamenilor, se face din titlu. Exact. Că nu, nu trece mai departe să citim corpul titlului, corpul textului, corpul articolului, da? Deci dacă am citit titlul, suntem informați, am înțeles tot, e ok, nicio problemă. Um, și atunci, în spatele acestor gesturi, există un are care câștig. Fie că e de like-uri, fie că e efectiv câștig material. Um, și asta, trebuie să, cei care ne ascultă, trebuie să înțeleagă. Tot ce primesc din media, inclusiv creștină, în spate, înseamnă un profit. Faptul că ai, dai banii pe o anumită aplicație care spune adevărul, nu spune neapărat adevărul. Îți spune ceva ca să te țină acolo. Exact. Profit. Nu există nimic altceva în spate la toată lucrul ăsta. Audiență sau cum vrei să-i spuneți. Profit. Asta este um, cuvântul cheie. În uh, legătură cu subiectul ăsta, de ce trimiți, aici cred că trebuie dezbătut. Vă las pe Timotei, mai mult că nu <laughs> Nu știu, poate un psiholog ar trebui să intervină. Exact cum spuneai, odată cu apariția internetului și a ușurinței cu care poți să trimiți informații, s-a bagatelizat cumva și ideea de informare. Exact. Și e vorba aceea că o poză face câte o mie de cuvinte, da? Oamenii au ajuns astăzi să se informeze din poze. O popoză cu un titlu care scrie, s-a întâmplat ceva, deși nu s-a întâmplat. Iarăși, revin la, la ideea de disciplină. Nu putem să avem pretenția că suntem informați doar din titluri. Pentru că, exact cum spuneai și tu, există un interes de profit în spate, un profit, un profit financiar de imagine, de notorietate. Normal, într-o măsură, trebuie să existe, că... Un trus de presă, un website, un canal de știri trebuie să se întrețină cumva. Dar oamenii trebuie să înțeleagă faptul că titlul ăla nu este de ajuns pentru a lua decizii de viață. Până la urmă, ce faci cu informația? Iarăși, e un cancan -can doar să-ți intre în minte, să-ți aglomerezi mintea? Sau te ajută cu ceva? În perioada pandemiei, vedem tot felul de titluri. Unele mai găunoase, unele mai toxice, unele mai reale, unele mai științifice. Au fost oameni care au luat decizii de viață doar pe baza unor titluri, fără să-și dea seama că titlul ăla era fie greșit, fie rău intenționat, sau că în textul articolului era o banalitate. Deci, oamenii ajung să ia decizii de viață doar din titluri, ceea ce este foarte toxic pentru viața noastră, până la urmă. Informația pe care o asimilăm ar trebui să fie exact cu grija pentru ceea ce mâncăm. Nu mănânc un lucru sau un aliment pentru că îmi face rău. O să mă simt rău, o să mă și o să mă... Ce discuții mai există pe tema asta? Exact așa este și cu informație. Ce băgăm în creierul nostru ne va influența. De cele mai multe ori negativ. Pentru că nu știm, nu știm să ne informăm. Psihologic, că tot aminteam de psihologi, nu, nu, am în minte neapărat un studiu pe care să-l numesc individual acum, dar sunt foarte multe studii care arată că oamenii își formează tot mai multe opinii, iau decizii de viață, se comportă față de familie de ceilalți în funcție de titlurile pe care le citesc. Un studiu din Statele Unite, de acum, de, înainte de pandemie, spunea că aproximativ 60% din cei care, cred că am mai crescut procentul de atunci, din cei care văd niște articole, un site, citesc doar titlurile. Deci, cred că sunt peste 60% în momentul ăsta Ce pot eu să spun, deși nu sunt uh, psiholog sau n-am făcut studii, că tot 60% se contrazic cu tine pe baza titlului, fără ca ei să fi citind da. articolul. Exact. Deci, nu știu despre ce e vorba, dar se contrazic cu tine pentru că au citit doar titlul. Da. Și de multe ori titlul, știm bine că uh, e făcut așa puțin bombastic, da? Să atragă. Pentru a ne, a ne atrage. Deci, Revenim la, la ideea inițială. Trebuie să trecem dincolo, uh -huh. da? să înțelegem ce stă în spatele media, unui articol, să trecem dincolo de titlu pentru a ne edifica, să știm, domnule, despre ce e vorba până la urmă. Da, uite, să dau un exemplu. De rog. Din trecut, pe vremea războiului din Kosovo, Serbia, atunci se băteau la trusul respectiv, s-au decis să trimite și noi fotografi să documenteze pe teren ce se întâmplă în priștina. Uh, s-au dus doi băieți, echipați frumos, cu presă, cu ecusoane, cu veste, cu tot ce trebuie. Dup au mers două străzi în, pe capital și au început să tragă asupra lor. Da? Sau, efectiv, au tras cu glanțe deasupra asupra lor. Nu-i interesa pe ei că scrie presă și nu știu ce. S-au aruncat la pământ, s au fugit de acolo cum au putut, au venit acasă. Despre și atunci cum documentăm o un război. Păi, vorbim cu armata. Și vorbim cu armata, haideți cu noi. Și pozați, uite, aici e ai un bloc bombardat. Pozați blocul bombardat. Aia, 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 da? Deci, automat, uh, nu mai poți să spui, nu mai ajungi să spui ce, tre ce vrei să spui sau filtrul de. Realitatea, tău. da? Nu realitatea. Că în realitatea era oricum că se bombardează, dar ajungi să spui ce să armata. armata, în cazul de față, da? Și atunci, da, te uiți că acum e la mare modă, suntem toți, devenim și experți acum cu războiul din Ucraina. Când vezi o poză și de o parte și de cealaltă, trebuie să înțelegi că fotograful ăla a fost în spatele armatei. El nu a fost pe front și a fotografiat el tancuri fugind după tancuri sau pe se de mine. Nu. A fost acolo. Și atunci, cum validez? Sau cum ce înțeleg de aici? E posibil să nu înțelegi nimic. E și asta o variantă. Dar nu mai te consuma. Adică nu mai sta pe canale de Telegram, nu mai aduna poze cu uh, picioare bombardate sau ce mai găsești pe acolo, nu mai trimite mai departe. Înțelege că lucrurile sunt Dirijate. Și atunci, dacă nu înțelegi, stai departe. Nu mai cauți, nu mai, nu mai luai nicio informație. Deci, practic, scuzăm că intervin, apare elementul de verificare. Dacă ai primit o informație, ca să simplificăm puțin, să zic, să dăm o da. dacă ai primit o informație și nu înțelegi despre ce e vorba, începi să o verifici. Dacă chiar te interesează să afli despre ce e vorba, începi să o verifici și din alte surse independente, neindependente, până la urmă trebuie să găsești dacă cineva zice ceva împotriva la lucrul sau cineva e în aceeași direcție. Dar dacă nu reușești să găsești elementele astea de verificare, pentru că, în primul rând, tu să fii sigur, te oprești. Rămâi da. eu un subiect neînțeles și nu-l nu dai mai departe. Pentru că, apropo de, de partea cu Ucraina, eram recent într-un loc public și un bătânel lângă mine se uita pe telefon cu volumul la maxim la ce auzeam eu ar fi niște bombardamente. Și mi arată la un moment dat că a văzut că eram puțin curios, zice, uite ce se întâmplă în Rusia, Ucraina atacă Rusia. Și auzeam acolo bombardamente și când mă uit, de fapt era un joc video, cineva se juca live pe YouTube, dar pusese titlul că Ucraina atacă Rusia. O grafică foarte bună, pentru că știm ce grafic, și bune au jocul în ziua de astăzi, și încercând să explic la domnul, la undeva pe la 70 de ani, că ăla e un joc, nu m-a crezut. De ce? Pentru că acolo scria Ucraina atacă Rusia. Deci, oamenii iau prima informație pe care o văd și o cred imediat. Ceea ce nu ar trebui să se întâmple. Bun. Acum, asta e de provocări. Noi, ca și creatori de conținut, Bogdan, te ocupi de tot ce înseamnă transmisiuni live și partea aceasta de conținut la în împreună cu echipa ta. Tu, Timotei, la fel cu Tribuna Românească și uh, plus urmărești foarte bine aspectul acesta uh, online al mass media creștine. Noi la fel aici, la ProDocet, încercăm să facem și noi ceva și ne străduim să fim cât mai corecți și să dăm informații cât mai, cât mai bune și folositoare. Uh, de multe ori nu suntem cei mai cunoscuți, cei mai vizitați, să spunem așa, de cei care au nevoie de informații. multe din lucrurile pe care noi le facem aici nu ajung să ajungă să aibă un impact, așa cum au alte pagini, site-uri, creatori de conținut care sunt la limitea dintre real și real, da? Sau care își permit. Noi avem și o responsabilitate, mai ales cel puțin Bogdan, dacă mă uit la tine, în spatele, să spunem așa, ca și public la Cireșare, e imens, da? atât în țară și în străinătate. La tine la fel, ai o întreagă comunitate în statele cum românesc, în Statele Unite, pentru că apare acolo și în forma tipărită. Noi la fel avem oarecum un nume în spațiul acesta. Nu ne permitem să ne jucăm cu, cu informația. E, sunt alții care, și din zona noastră, care nu au nicio problemă în a propaga, în a da mai departe, în a nu verifica și, mai mult, a încuraja, și câteodată suntem frustrați, și din momentul ăsta, pentru că, pe, pe, pe lângă faptul că au informații, să spunem așa, la extrem asta a adevărului, au și o, o vizibilitate mult mai mare decât noi. Cum vedeți voi lucrul asta? Um, Deschidem cutia. Rog, da, deschidem cutia. O să ne ia lumea la bătaie acum. Nu e nicio problemă, Bogdan. De asta vorbim. Eu sunt frustrat câteodată și recunosc. Ce, din nu știu de unde să încep aici. Deci, ce facem? Facem un, compromis? Suntem deschiși să facem compromisuri? Ce vreau mai mult? Deci, noi ca și creator de conținut în spațiul creștin evanghelic, conținut media, ce o trebuie să avem noi ca prioritate, așa, ca și regulă creștinească, după Scriptură? să avem un conținut curat, validat, dar puțin, mai puțin vizitator, sau să mergem cu chestii de conspirații, chestii la limită, chestii Cam, de cam, creștin. cam, cam a, aici avem de mult de ce? Că cel mai ușor acum să faci Și inclusiv poți să faci și bani din asta Este să-ți faci o pagină și începi să culegi de la toată lumea Mai validat sau mai puțin validat Plus mai cu permisiune sau fără permisiune, de fără, mai nou, copiat, know, da. că, nu zic de noi, dar cred că voi sunteți cei mai copiați, probabil, cele voastre. Da, noi avem o discuție, asta ține de etică, să zic așa. Sunt diverse canale care taie, efectiv, nu... Și nu fără să întrebe. Nu, nu. Și îi spui că nu vreau, nu vrei să-i copyright, nu vrei să să reclami, dar scoateți-aia. Păi, dar de ce? Că răspundeți cuvântul Domnului. Păi noi ne costă cuvântul domnului aproape 1000 de euro pe lună. Vă dau contul și facem jumate jumate, nu e nicio problemă. Înțelegi? Păi da, dar acum mai se duce cuvântul. Păi așa se duce, lăsați-ne pe noi, dați share la ce avem noi, dar nu ne tăiați și nu mutați... Nu ne mutați munca de colo-colo. Răspânderea Evangheliei costă. -te. Indiferent că așa a fost de când ea. Ai trebuie să te duci, să vorbești, să tipărești. E clar că trebuie cineva să investească. Dar, adică să fim părtași. Știi? zic așa. Te rog. Și a doua problemă, tu te-ai dus un pic mai departe, dar trebuie să ne întoarcem la rădăcină. Te rog. Ca să faci conținut, trebuie să vorbești cu limba română. Oh, <laughs> deci, da, cred că începem de aici. unde am fost și colaborările care am avut cu, cu Radio Băcea Evangheliei? Că e, e un etalon până da, la urmă. Absolut, nu, nu da, mai este Cel mai vechi da. vec în spațiul nostru, Evangheliei. Nu poți să ieși, indiferent că faci o pagină sau că un blog pe WordPress sau ce vrei tu, orice îți faci, nu poți să ieși fără să nu, fără să nu scrii corect gramatical sau să vorbești corect gramatical. Se folosește, indiferent că ne place sau nu ne place, indiferent că banato e fruncea sau cine mai fi, se folosește limba literară. Nu există nicăieri. Eu am, eu am discuții... Aia care se vorbește la București, să știți, domnilor și domnilor. Aici și Aici. <laughs> m-a lovit de chestia asta foarte mult în muzica creștină, cum e mesaj creștin, da? Și am spus la, un artist, i-am spus la un moment dat, trebuie să folosești limba, păi da, așa să cântă la noi, dar tu nu cânti muzica tradițională bănățeană, ardelelească, maramureșeană, nu cânti. Tu auzit pe proconsul, sau auzi pe ăștia alții că ei cântă inima mea? Nu există asta. Cafea? Cafiava. dar nu există. <gânt> Și a, spus, a păi, eu am crezut că ei sunt, se dau mari nu se dau mari. E limba română literară. Așa trebuie să vorbim toți. Cu cratimă, cu virgulă, unde punem virgula. Da, avut. Deci asta este primul pas. Noi lucrurile astea ne ia, ne consumă foarte mult timp la cereșare, pentru că suntem doi sau, sunt doi sau trei care verifică dacă am scris corect, dacă nu știu ce. De exemplu, acum, dacă nu mai dormea seara, e, sunt destul de multe discuții cum se scrie corect, ora sau ora de Înțelegi? Deci, eu întreg, fiecare are dreptatea lui. Dar trebuie să avem grijă când folosim să fie. Fiecare cuvânt trebuie gândit și trebuie pusă virgula, trebuie. trebuie să recunosc. Eu recunosc că uneori mă verific și eu pe internet cu tot felul de tuluri. Dar și e foarte în limba normal. normal și în limba engleză. <coughs> care am un soft în limba engleză care îmi verifică calitatea scrierii. Dar da? e, e foarte normal să se întâmple lucrul ăsta pentru că odată cu informarea publicului crezi și un tip de educație asupra publicului. Aici, Aici intervine responsabilitatea de care ziceai. Eu dacă îi ofer o informație unui om despre navete spațiale, că tot zboară acum foarte des în spațiu, trebuie să fiu capabil să-i ofer informația, dar să-l educ să înțeleagă fenomenul respectiv. Dacă eu mă apuc să scriu acum rachete spațiale greșit gramatical sau în alt fel să fac dezacorduri, omul ăla citind sau văzând clipul video va prelua greșeala gramaticală, va prelua dezacordul, va prelua exact tot ce îi dau, forma pe care i o dau. Și așa se va face un bulgăre, da? se va face tot mai mare și se va rostogoli. Deci trebuie să... Creatorii de conținut până la urmă trebuie să aibă în vedere lucrul ăsta și un lucru care poate rezolva, că și eu am probleme uneori să zic că nu sunt sigur de anumite cuvinte sau de anumite expresii, le verific, dar mi-am dat seama ce stă în spatele la nesiguranța asta. Lipsa cititului real. Exact. Lipsa cititului real, adică să iau o carte, să-ți cărți. cărți. Am zis o carte, dar mulțumesc. Să citesc constant. Mă ajută. Am observat că mă ajută, iar și pentru cei care ne urmăresc. Dacă. Sunteți consumatori foarte mult de online, de presă scrisă, de bloguri creștine, de website-uri creștine și observați greșeli, observați lucruri. Este un lucru care se întâmplă pentru că nu suntem literați în viața de zi cu zi. Nu o să zic că nu suntem duși la școală. Nu, dar nu, nu ne preocupăm de cultura noastră generală, de viața noastră de zi cu zi. Deci, cumva... Totul revine de la primul lucru la care, de la care am plecat, la disciplină. Ce ne dorim noi, cu ce ne îndelegim, deci noi până la urmă? Practic, noi încercăm să educăm pe cei care îi cu un alt aceasta care se numește presă, astfel încât nu doar să le oferim niște informații, ci să-i și direcționăm pe o anumită cale cât mai aproape de. Pictură, da? de și, adevăr. și, dacă mi e permis, nu e o chestie elitistă că suntem noi da. Acum, da, noi modele, exact. suntem noi trei, acum și noi uh, suntem elita și noi uh, disipăm informația așa cum ar trebui să fie. nu? Dar e o chestie normală. Crezi conținut ca și un fabricant de mașină. Că e făcut în Germania sau că e făcut în China mai pe vapor, da? se va vedea diferența. Așa e și în presă. Oamenii care oferă informații au responsabilitatea să o ofere corect din toate punctele de vedere, inclusiv scriptural, adică exact. să fie adevărul, să fie pentru încurajare, să fie pentru edificare, pentru învățătură și așa mai departe. Aici, în completare la ce tu, cred că am ajuns în momentul în care trebuie să realizăm următorul aspect. Ce se întâmplă în online nu are legătură cu viața reală, în 99% din cazuri. Adică, Vrei să te faci blogger, vrei să te faci influencer, poți să te faci, dar există regulile sunt aceleași, care sunt de sute de ani. Trebuie să vorbești corect, trebuie să fii coerent, trebuie să ai context la ce faci și ar fi bine să ai și o școală în, 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 în direcția asta. Dacă am urmărit pe câțiva dintre actorii care mai sunt acum, generația asta mai nouă, și este unul dintre actorii care joacă în la Fierbinți. Era destul de talentat pe comedie să povestească să astea. Și la un moment dat a venit. A avut un spectacol cu un actor mai în vârstă, și actorul respectiv i-a zis: Ești bun pe comedie, dar trebuie să-ți faci o școală. Ca să înțelegi. Ai un talent născut, da. probabil, dar totuși trebuie să da. Exact. Retific, da. Că ni se pare nou că Ucraina atacă Rusia, e una. Ce se întâmplă în realitate este cu totul și cu totul altceva. Inclusiv. De la legea pensiilor, de la, nu știu, de discuții politice și tot ce vedem la televizor. Dacă vrei să intri în ele, trebuie să înțelegi cum funcționează politica de la noi, trebuie să înțelegi cum e împărțită clasa politică. Nu, trebuie să ai de o ca... cultură generală, hai să așa. Da, mă, deci ca să începi să, să te consider sau să te dai un om de media, <coughs> creator de conținut, uh, sunt două ispite. Pe de-o parte, crezi că te poți pricepe la orice și s-ar putea să ai o cultură generală care îți că, că dă la un anumit nivel să po posibilitatea de a înțelege și a vorbi așa, cât de cât. Dar nu ca expert, expert, da? dar, expert dar nu ca expert. Expert-păreolog. Da, păreolog. Dar uh, sau să fie specializat. Eu personal nu mă consider un expert decât în, în câteva domenii. Dar nu pot permite să tratez orice subiect care apărea în lumea asta în cotidiană pe care o vedem, să îmi dau cu părerea și să încep să public în fiecare zi ceva. Sau să spun în fiecare zi despre, sau să cu un video în fiecare zi despre un anumit subiect. Fie că e politică, fie că e dezastru natural, fie că, știu eu, vorbim de educația copiilor sau de îngrijirea bătrânilor, la toate te să un sfat sau o, o chestie. Deci sunt oameni care fac chestia asta. Da, pentru că internetul în ziua de azi, cumva, oamenii se simt împuterniciți deodată Că toată lumea are o, o E o datorie, chiar o datorie. Da, știi? da, da, acum toată lumea e. nu, nu găsesc echivalent în română, entitled, cum spun da. americanii, adică simt așa o chemare, îndreptățit. de îndreptățit. Da, da, îndreptățit să, să spună părerea mea contează. De ce? Pentru că pot să o exprim pe internet, am 100-1000 de prieteni care o vor prelua sau nu. Uh, odată cu apariția internetului, din păcate, și în mediul evanghelic. Oamenii cred că lucrul pe care el gândesc e important uh -huh. Dar nu îl mai trec printr-un filtru al realității Al faptului că poate ei nu se pricep la lucrul ăla Faptul că ai o părere nu înseamnă că te pricepi E doar o părere Dar dacă vii și o impui și începi să te cerți că așa e, că nu e așa, fără să aduci niște argumente Deja se ajunge la altceva Deci, Oamenii în ziua de astăzi, din păcate, și afectează și mediul evanghelic, nu doar în România în toată lumea, toată lumea are o părere. Și argumentul pe care îl aduc va fi, da, da, e democrație, am o părere. Da, o, ai o părere, dar nu înseamnă că e o părere bună sau îndreptățită sau justă. Că sau nu... sau just. Și iarăși, a dispărut, iarăși poate, o să sune iarăși elitist. A dispărut recunoașterea celor care chiar au o părere de spus. Despre un anumit lucru Da. Nu e o rușine să citesc pe cineva Nu e de Deci, uh, zici, doamne, am da. preluat-o de la cutare Sau uh, Specialistul cutare spune despre asta Să-l citesc chiar și când predi sau când vorbești Tu ți-o asumi ca și cum ar fi a Ca să dea bine Asta e partea a doua, dar de exemplu Să luăm un exemplu ca să fie foarte simplu de înțeles. Voi doi sunteți specialiști pe tehnologie exact. Pe o anumită categorie da. de tehnologie Și eu Citesc un articol despre tehnologie, că a apărut un scanner care face nu știu ce, promovez asta, îmi dau cu părerea despre el și când intru în colimator cu voi, da, eu o să spun că eu am dreptate când voi sunteți specialiștii. De ce? Pentru că eu am citit la nu știu ce influencer despre scannerul respectiv. Dar voi sunteți specialiști, voi îmi spuneți exact care este realitatea cu aparatul ăla, dar eu tot, tot, tot țin pe a mea pentru că mi-a zis un influencer. Sau că am citit eu undeva, știți expresia, am citit eu undeva. Da, exact. Cumva s-a pierdut, cum să zic, echilibrul ăsta între oamenii care chiar se pricep la ceva și oamenii care își dau cu părere. Da. S-a da, aplatizat așa. Da. Sau chiar sunt luați în derâdere, da, cei care chiar se pricep. Pentru că apare imediat, dar ce interese ai, dar cine e în spatele tău, dar exact. cine te plătește, cine te-a cumpărat. Exact. Este... Dar putem discuta și iar despre ideea cu preluatul, că discutăm. Da, mai. hai să ne întoarcem la ce avem. Hai să ne uităm puțin așa, cam cum arată realitatea asta, care poate cele mai cunoscute uh, pagini de informații, ca să le spunem așa, sunt cele care de tip container, în care undeva într-un spațiu, sunt acolo la grămadă de toate. Și articole preluate, și fotografii, și uh, unele linkuri către video, mai. Deci, doar un fel de spațiu unde, unde ca un fel de supermarket în fiecare găsește de toate, dar fără să aibă o direcție nume, doar pentru a crea cât mai, multă, uh, cât mai multă vizibilitate și avea cât, cât, de mai mult. Bine, dacă se poate de la cei mai cunoscuți. Corect. Tipul ăsta de container nu e ceva greșit, în esență. Dacă ne uităm la agențiile de știri de la noi mai mari, nu știu, Ager Press, Press, Mediafax sau așa, și fac aproximativ la fel. Diferența este că sunt aproape o echipă de 20, 30, 50 de oameni de copywriter care verifică toate lucrurile alea, da? Tu dacă ai pagina ta de știri creștine, nu poți să, nu poți să publici aberații și să spui că n-ai bani să plătești pe cineva să verifice o virgulă. Nu există. Nu există. Nici o problemă, poți să stai și acasă, dar nu poți să ieși cu chestii mediocre, pentru că mai bine simpli decât zmeriți, <laughs> Mai bine simpli, sau cum era piesa da? Nu, nu merge, adică și în mass media, fie economim creștină, fie economim laică, regulile sunt aceleași. Ești taxat pentru fiecare greșeală. Uh, trebuie să revenim cu picioarele pe pământ, învățăm să vorbim limba română corect, dacă vorba unui primar de la voi de acolo cu almana hele, da? da. Uh, Facem context și ce mai era? Și publicăm uh, cât de cât verificate. Sau adică cât mai mult. ca să scopul este să educăm, să fac, oamenii să crească, nu să se îndobitocească. Da, pentru că. Există, da. În, în, Într-un domeniu al societății libere de inteligență, da, informația înseamnă putere. Cu informația pe care o ai, obții ceva pentru țara ta, cu informația pe care o asimilezi pentru tine acasă, da, nu știu, fotovoltaice. Dacă te informezi corespunzător, stai factora la curent cu jumătate, un jumătățești. Deci lucruri de genul ăsta. Informația este esențială și consumatorii trebuie să înțeleagă, mai ales în mediul evanghelic, că nu tot ce vine ne ajută. Da. Iar facem diferența între informație și cancan. -can. Fratele Cutare s-a dus la Biserica X, exact. a predicat despre Cutare Felicitări! Cu ce mă ajută pe mine lucrul ăsta? A, dacă eu o predică și o predică bună și o ascult, mă edifică, mă ajută Dar cu ce mă ajută să văd un container de știri cu fratele X a fost sora când a spus o poezie Psalmul spus de un copil de 2 ani îmbrăcat așa Cu ce mă ajută pe mine lucrul ăsta? Cu ce mă edifică? Este foarte important să înțelegem lucrul ăsta. E greu să faci instincția apoi dintre lucruri care sunt de adevăr de valoare și lucrurile care sunt garbage, adică pur și simplu nefolositoare. Aici putem interveni noi, pentru că atunci când publici un conținut, că e un editorial, că e o poezie sau orice, dacă respecti anumite reguli și ești, cum să zic, te forțezi să fii cât, cât mai elitist sau cât mai corect sau cât mai, să faci lucrul la cât mai bine, atunci se formează și publicul, începe să compare. Bă, uite, la Cireșare am citit editorialul ăsta și era scris corect. Asta nu zicea, nu știu cum aici, uite că a scris ați cu liniuță. De ce o fi scris cu liniuță? Sau... Bun, a acum vin la întrebarea de baraj. De obicei, lucrările acestea se fac într un mare procent benevol, sub formă de lucrare, de contribuție și uh, mulți dintre cei implicați nu primesc. Dar faptul că faci o lucrare, să spunem așa, voluntară, e, poate, poate fi o scuză pentru lipsa calității, pentru că zici, doamne, nu avem oameni sau nu avem fonduri să plătim oameni de calitate, oameni care știu limba română sau oameni care pasă să timp să măcar să citească, să se vrice. Și atunci ce facem și noi cu cine putem? Luăm la grămadă. Cine... Deci, practic, ce mai mult? Disponibilitatea uh, și mai puțin calitatea? Că până la urmă ce eu știu, eu am, știu și ei ce știu, apasă pe butoane, dacă se poate, copy paste, control C, control V, și a e, submit, da? Deci ce credeți că voi? Că până la urmă, într-adevăr, toată lumea știu care are problema asta a finanțării și că ai bani, poți să -ți plătești specialiști și să-ți verifice, dar majoritatea și biserici, și atunci media, au problema asta financiară și atunci fac și cu cine pot. Zi tu prin perspectiva americană. Cum vezi? <laughs> nu, cumva nu ne știm locul. și internetul și societatea de astăzi ne face să credem că putem să facem orice, că ne A. pricepem la orice. Ce văd eu în mass media creștină în România în momentul ăsta? Sunt foarte puțini creatori, foarte puțini, adică pot să-i numeri pe degete chiar, da? Creatori de conținut și Decent, adică plecând de la decent în sus, pentru că majoritatea website-urilor și canalelor de YouTube de tip container, de ca ziceam mai devreme, fac copy-paste sau copiază predici, melodii, de multe ori fără acordul ce discutam mai devreme, fără acordul producătorului inițial. Deci 99% din mass media creștină doar preia. Că e vorba din mediul laic, că e vorba din mediul evanghelic, doar preia. Deci, e o anumită categorie de, de mass media creștină care face lucrul ăsta, nu știu din ce dorință. Poate ideea ce tu la un moment dat să transmită cuvântul mai departe. Dar odată cu lucrul ăsta vine și responsabilitatea să fii profesionist, să fii etic, să respecti niște reguli care se respectă în lume, în general. Și apoi mai e mass media um, creștină care creează conținut. Și da, se chinuie, se chinuie, să zic așa financiar, dar uh, foarte puțin se uh, înhamă la lucrul ăsta, pentru că știu că e complicat, pentru că știi că e complex, trebuie să ai oameni care se pricep la video, oameni care se pricep la scris, oameni care înțeleg nevoile oamenilor de a informa. Dar și închei, cei care sunt, în, să zic așa, în categoria de 99% dintre cei care preiau materiale de peste tot, că sunt corecte, gramatical, reale sau nu, știu că de multe ori, și nu mi-ar nu, nu mi plăcea să cred că fac asta chiar cu intenție, dar știu că un public care savurează așa ceva. Care cere așa ceva. Care la cere da, așa cere, ceva. Da. Și aici apare frustrarea de care spuneai. Eu aici de... pot să vă contra... te contrazic. Te rog. te rog. În 95 a apărut ProTV. Da. În anii, în anii, 95 erau media din România era destul de high class, adică se făceau niște concursuri complicate, trebuia să găsești niște cuvinte grele, erau tot felul de... Oamenii de acolo erau destul de citiți prezentatorii de la TV, erau destul de școliți, nu era chiar așa. Apărând influxul ăsta de la Pro TV, ei au venit cu o singură emisiune câțiva ani, cu... era nu, era ceva, o întrebare, gen ce gust au biscuiții sărați și câștiga o milion, 100 de lei la vremea respectivă, da? Deci publicul a fost, după care, următorul element a fost știrile alea de la ora 5, da? Da. Um, cele mai vizualizate cele mai vizual, din, Rom da. din România, din Mazda. E, influxul de capital care s-a făcut în grup, în trustul ăsta de presă, a fost uriaș. Adică, să înțelege, a fost uriaș. Adică, presa din România aici acum nu este la nivelul tehnologic cât are ProTV-ul, da? E, și ei și-au format publicul. Ei au format, după ei s-au luat și Antena 3, și Antena 1, și Prima, și toți care au apărut, s-au luat după, după, ei. Deci publicul s-a format. Așa cum poți... Desigur, e mai ușor să formezi, ai acces la o masă... Nu vreau să fiu arrogant, mai ușor păcălești o masă de oameni mai puțin educați decât să ridici pe oamenii la alt nivel. Dar se poate. Te poți folosi de ei și da. să ții așa... Așa cum, de exemplu, ziarele de mașini, reviste revistele astea auto, da? în care da. În, loc sa... în, Germania, de exemplu, acum, până la în începutul anilor 90, în loc să aibă poze, color cu Alfa Romeo, cu mașini, cu nu știu ce, aveau cum era... cum e montat amortizorul și ți arăta acolo desene tehnice, adică era chestii, erau chestii avansate, nu? Nu te uite la niște poze, mamă, ce mașină mă arată frumos. Că, da, mă arată era, 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 scheletul mașinii, era scheletul practic, da? Deci mai inginerește așa. Mai inginerește, da? Deci e mult mai greu să educi uh, publicul uh, să le dici cum are, să le asta. Și din păcate nu cred că presa sau mass media creștină va putea vreodată să facă asta. E mai ușor dacă s-ar lua, deci, dacă lucrul ăsta ar începe din zona laică și să să înceapă de acolo oarecare educare. E greu pentru că oamenii sunt conectați și la media laică. Și consumă, să zic, acela, informații la același nivel precar. Da? Că și vor... acolo e la fel. Și acolo e la fel. De fapt, în mass media creștină, ca să fim realiști, am preluat tehnicile din mass media laică. De cancan, da. -can, de nimicuri, de scandal. Da? Asta au cele mai, cele mai multe vizualizări. Uh, uh, pastorul Cutare a zis ceva. Vin, îmi fac acum renume criticându-i pe ceilalți. da? Iarăși, e un, cum să zic, o tendință în mediul evanghelic, da? Adică eu n-am nimic de spus, dar uh, îl critic pe celălalt și o să am audiență în sensul ăsta. Uh, e adevărat, publicul îl, îl educi, dar cui rămâne educarea publicului dacă sunt foarte puțini în media evanghelică, printre cei care creează conținut real? Păi, uite, extind un pic ce ai spus. Am. Uh... Când am stabilit de emisiune, m-am uitat pe legea 13 cu Libertatea Presei. Și este un articol, de exemplu, foarte simplu, care spune că presa nu are voie să denigreze țara, propria țară, respectiv România, da? Asta este un lucru cu care poți începe foarte simplu. Să scrii articole pozitive despre România. Chiar o idee e bună. Da? Simplu. Da. Te duci la Bușteni sau la Sinaia sau undeva și scrii lucruri frumoase. Pe de altă parte, nu poți să urli faptul că tu ai un container de media și bagiocorești țara și te ajungi în fața justiției, nu poți să urli că e conspirație. Nu e conspirație, este o lege pe care trebuie să o știi dacă te apuci de lucrul ăsta. Hă? Și Bogdan aici are experiență pozitivă, <sus> pentru că Bogdan a început pentru noi la tribuna o, o rubrică care laudă România, România nevăzută, da. Și vorbește despre lucruri care s-au întâmplat, se întâmplă în România, despre care noi nu știm în primul rând. Da. Și faptul că România, ca impact global, e undeva sus față de multe alte țări. La văd, domnule! Nu știam de legea asta. Dragilor, uh, timpul s-a cam apropiat de final, din păcate. Mai avem. Hai să tragem o concluzie așa, în mare, cam ce am putea face noi, cam care ar fi directile, ca să fie totuși bine, să nu fim doar așa niște creatori de conținute care uh, să-l uh, aruncăm în spațiu public și fără folos, totuși ce ar trebui să facem astfel încât să, să, facem ceea ce trebuie? Cum vedeți voi așa, ca și concluzie? Adică vreau să lăsăm, am vorbit atât de mult negativ despre realitatea care asta e, dar haideți să facem, măcar noi, ca și commitment, așa, ca și promisiune față de noi înșine și de Dumnezeu, în primul rând, ce ar trebui să facem astfel încât, și poate ne ascultă și cei care fac altceva, astfel încât să, să fie bine. Știi? Deci e de folos. La cei și uite, facem asta de 20 de ani. E, e, din ce în ce mai greu. E din ce în ce mai greu să, să reziști, să produci conținut. Știu că... Mai ales să găsești oameni cu care să faci. Că adică ideea este că toți suntem o echipă, niciunul nu facem de unii singuri. E greu de găsit oamenii cu care să da. faci. Da. Uh, și aici, ok, vine partea spirituală de chemare, de, nu știu, Dedicare. poate vreau, dedicare, Seriozitate. Seriozitate, da. Dar e foarte greu, pentru că m-am remarcat, Timotei, nivelul de cunoștință e destul, începe să fie destul de jos și nu mai ai chestiile de bază la oamenii noi care vin. Apropo, partea de pregătire, știu că e greu să găsești oameni. Uh, tu te ocupi și de partea de pregătire, de formare, pentru că, apropo, și de... Sau ei, așa pregătiți, îi găsești de gata și doar îi coordonezi. La Beiuș avem mai multe... avem o situație mai atipică. Fiind oraș mic, de obicei tinerii Plec. pleacă. Și avem tot timpul, la 3-4 ani, schimbăm echipa, că pleacă în Cluj. În... Pregătirea, în general, o fac eu. Dar aduce și regizori. Totodată ai adus și specialiști, nu? Ai investit în și în specialiști. An, în fiecare an, da. De la de diverse televiziuni. De deci la... nu-ți permis să mergi pe cârpeală, ci să aduci oameni care chiar știu. Da, pentru că... Costul e mai mare, cu siguranță. E mult mai mare. Costă mult mai mult. Dar ai avut vreodată senzația așa, o întrebare, în care ai trea să începi și n-aveai cu cine să începi? Ai, de multe ori ai. Ai, <laughs> ai văzut că mai că... și tu. <coughs> uh, având... Uh, cum să zic, botezul focului într-un trus mai mare, cum să zic, chiar dacă mă stresez, uh, știi ce trebuie să faci. Nu contează cum e, dar trebuie să se vadă pe sticlă. Nu, exact. Nu contează ce se întâmplă în spate. Da? Dacă se vede pe sticlă, se vede. Ai, S-a terminat, după aia ne luăm la bătaie. Uh, dar, uh, da, costă, costă mai mult și, vezi, la noi în țară avem o, e o discrepanță între orașele mari. Ok, facem, tăiem Bucureștiul și nu știu, Constanța, Iași, Cluj, Timișoara și orașele mai mici, gen Beiuș sau genul ăsta de orașe. Um, nu prea ai perspectivă, tinerii nu prea au perspectivă, nu au, în București ai o dinamică a lucrurilor, ai tot felul de acces la, ai acces la tot felul de tehnologii. De, mergi cu valul. Mergi cu valul. Trebuie să te adaptezi repede. E, acolo nu prea ai și atunci <coughs> poate că să plictisesc de mine și atunci preferăm să aducem pe cineva de afară. În special de la televiziuni, nu regizori, regizori de platou, regizori de film, ca să înțeleagă diferența de între live și film și tot așa, da? Nu tu ce zici? o concluzie. Cred că trebuie să le spunem celor care ne urmăresc să împărțim lucrurile în două. Odată să ne adresăm celor care creează conținut da? și să încurajăm să o facă profesionist. Cât mai profesionist. Cât mai profesionist. Să investească, investiția nu înseamnă doar bani, înseamnă și timp, și educație, și școală, și poate gramatică, cursuri de video, și de editare, și așa mai departe. Deci, încurajăm să producă conținut relevant, relevant pentru noi ca oameni, dar și relevant pentru mediul evanghelic, și apoi pentru consumatorii de, de conținut să fie pretențios, să fie să fie intransigenți, să nu mofturuși. ia tot ce li se oferă. Da. Mufturoși, cât Nu orice vine pe WhatsApp, <coughs> nu orice vine pe Facebook este real sau ne este de folos. Trebuie să ne disciplinăm și să cumva să să zic așa, progresul ăsta în mass media creștină să vină din ambele părți. Să vină o presiune și din partea cititorilor pe creatorii de conținut în așa fel încât să vină cu informații relevante. Informații relevante și din mediul laic, social, politic, economic, din tot spectrul societății, dar mai ales din mediul evanghelic. Cine ajută pe noi să creștem în credință până la urmă? Exact. Faptul că a fost un botez nu știu unde și atât ne uităm la un botez sau faptul că cineva a vizitat o țară străină și spune cum s-a plimbat cu autocarul pe acolo. Astea sunt chestii de can-can până la urmă. Ne ajută, așa poate să ne amuzăm câteodată, dar nu ne edifică, nu ne ajută să creștem în credință sau în inteligență, să zic. Deci, avem o responsabilitate ca și creatori și ca uh, oameni care consumă. Mai spun două cuvinte răd, despre da. costuri. Da, ok, la noi poate costurile sunt mari. Ca așa, suntem de mult pe piață, avem alt public, suntem mai așa. Dar vrei să te apuci acum de un site de știri, de exemplu, da? Mm. Să-ți faci un site în WordPress sau un container de media nu te costă o avere, da? Să faci un vlog, să te filmezi, să spui ceva, oricum dai bani pe un telefon, da? Dai mai mult de 500-600 de euro pe un telefon, da? Astăzi. Deci tehnologic avem ce ne trebuie. Că vrem să fim în față, e greu. Exemplu, cireșarii versus un influencer, la noi 20 de ani de muncă, de cărat până în țară, cum s-a putut și așa. Uh, facem evenimente acum și la Biu tot așa, colaborăm cu o grămadă de firme laice și nelaice și tot. Da. Pentru că vrem să, Aveți calitate. vrem să impulsionăm și pe ceilalți, să știe că dacă văd și văd ceva de calitate și alții care vor să ne copieze, să încerce să ajungă. Chiar dacă poate nu au bugetele, nu au bugete, da? da? Nu, din nou, nu costă așa mult. Ce costă este aici. Nu știi să scrii, nici rușine, găsești pe anticariat cărți de gramatică, găsești profesori, nu e nicio problemă. Sunt. Uh, te apuci de te -a citit? Te pus de citit. Eu am, de exemplu, frustrarea mea că încerc să spun multe lucruri într -un, în cât mai puține cuvinte, știi? Și atunci când facem podcastul ăsta de Avalma, na, fratele Vladimir uh, e de atâția ani și eu sunt inginer, știi? Și trebuie uh -huh. să trebuie să țin schematic. Două vorbești, Cinci idei, da. E, da, e, e, e foarte normal. greu, face parte din. Ție, poate ți-ar fi mai ușor. Mie nu-mi e ușor. Mi e foarte greu că. na, da, trebuie să fii foarte, foarte atent. Înțelegi? Cu un ochi te uiți la camere, cu un ochi trebuie să fii atent la ce zice. Mi-a mai scăpat acum recent. Nu se mai întâmplă. Bun. Sunt greșeli umane și asta se întâmplă și la. Uh, e, dar nu vorbim de. E vorba da de un efort. Adică, crezi conținut, trebuie să faci un efort, consum conținut trebuie să faci un efort, că până la urmă e vorba de viața ta, să da. să alimentezi viața ta cu informația respectivă. Și eu asta am făcut, mi-am cărți de la anticariat de jurnalism, apoi să citesc, cărți vechi, ca să înțeleg dinainte, mă gândeam să mă duc să fac cursuri de dicție sau ceva de genul să înțelegi, e o frământare, nu poți să intri în ceva și să nu, să nu, să nu, evoluezi. Bogdan, eu oricum vă felicit pe amândoi, dacă eu pot să fac treaba asta și și mă consider unul dintre cei mai nepricepuți oameni care fac asta. O facem pentru că e și nevoie și slavă Domnului pentru că noi ne-am asumat. Pe bucățile noastre, poate cei care ne urmăresc nu știu, dar fiecare dintre noi avem și alt... Noi nu, suntem, nu trăim din asta, fiecare ne câștigăm pâinea având un serviciu stabil. Făcând corturi. Făcând corturi, corturi dar da, pur și simplu o facem pentru că nu sunt alții mai buni ca noi, special în zona, cel puțin aici, în București, dacă vorbesc de tine și de noi, la Prodocents, care să facă asta, dacă sunt alții mai buni, invităm cu drag să preia și să facă. Ne facem niște eforturi să ducem lucrarea aceasta la, la, la bun sfârșit. Și într-adevăr, și noi investim. Acum ne vedem și noi. Eu fac așa de multe ori. Când mă uit la mine, la filmele mele, nu mă suport pentru că întotdeauna îmi văd părțile negative, îmi văd greșelile gesturile. Mulți oameni mă felicită, sunt și oameni care îmi dau un feedback câteodată ca să mă îmbunătățesc și vă Domnului și pentru aceștia. Dar e loc de îmbunătățit inclusiv la noi. Și noi ne recunoaștem. Acum nu ne dăm... Faptul că am discutat în seara aceasta nu este un act de superioritate față de ceilalți, ca să înțelegem. Da? e un semnal de alarmă. Deci, din potriva, am vrut să scoatem în evidență că trebuie să schimbăm direcția și să mergem pe calea aceasta cea dreaptă. Unelte deci spre bucuria noastră avem un avantaj, tehnologia ne ajută. Și asta să o folosim astfel încât și conținutul pe care îl creăm și care trebuie să treacă prin creier să fie de folos. Da? Și vă mulțumesc. Că... Aș mai vrea să continuăm discuția, poate cu altă ocazie despre treaba aceasta, dar trebuie să încheiem că am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult, dragilor! și vă doresc succes în ceea ce faceți. Bogdan, ție la Cireșare, sper să-i dai drumul la uh, Davalma din septembrie, da? Vecina ta o să o da, să vrea nu, <laughs> Și tu, Timotei, atât la lucrarea pe care o faci cu tribuna și în alte lucruri media la care ești implicat. Ești un om de referință deja, ești implicat în prea multe activități. Uh, atât la nivel de evenimente și la tot ce înseamnă spațiul acesta media. Dragilor și dumneavoastră, vă mulțumim în primul rând că ne-a suportat încă o, o, oră. Suntem, am spus în fața dumneavoastră, încercăm și noi să fim cât mai buni în ceea ce facem, să învățăm în primul rând de la cei care într-adevăr știu și câteodată chiar de la noi înșine, uitându-ne unii la alții. Noi, între noi, să știți că atunci când nu suntem în fața camerei, ne mai și criticăm și asta este un mare avantaj pe care îl avem. Ne uităm unii la alții și spunem, așa, direct ce trebuie să îmbunătățim. Vă mulțumim că ne suportați, fie că suntem pe internet, fie că suntem în spațiu uh, scris, în articole. Dumnezeu să vă binecuvânteze și până data viitoare vă spunem la revedere!